Tuturor, haideți repede să ne apucăm de treabă. Aici am mostrele până acum din Alizee Aura. Încă nu pot să mă pronunț care e modelul meu preferat. Din câte puteți vedea, avem doar una sau chiar, hai să o socotim și pe asta, două modele mai aerisite. Și astăzi am revenit cu un alt model. Deci ziceam înainte să-mi sune telefonul că avem un material de folosit nou. Alizee Aura l-a îngătat pentru că, adică nu că l-a îngătat, dar atâta mi-a rămas cât să nu mai ajungă și trec pe o altă nuanță. Acum pe cameră se vede foarte greu diferența dintre ele două, dar vă spun eu că e o idee de mai deschisă asta decât asta la altă. Acum o să folosesc Alizee Diva 130, care știți voi, Silk Effect-ul, e o microfibră acrilică, adică e sintetică. Eu astea le folosesc, v-am spus, o să fac o combinație anume. Și modelul pe care presupun că o să fie mai aerisit de data asta, asta să sting lumina asta, să nu bată în ecran. Precis l-ați mai văzut pe undeva, precis l-am salvat de undeva, propus ca și perdeaua. Mie mi se pare destul de aerisită și haide să nici nu mai pierdem vremea, să ne apucăm de treabă. Atenție la ochi că iar aprind lampa. Vă faceți lănțișorul, cât de lung doriți dumneavoastră. Dumneavoastră știți ce material aveți și ce lungime are geamul, nu pot eu să ghicesc astea. Vă rog să nu fiți îndărădnici, mai ales că sunt câte unii așa o specie de oameni mai îndărădnici că... Nu, ați văzut. V-am arătat dovada că ce înseamnă să ai de-a face cu oameni care cred că ești anume sclavul lor dacă postezi pe YouTube. Deși eu vă spun sincer că ajungând să postez pe YouTube, o să ajungă multă lume să posteze pentru că o să fie probabil un fel de înlocuitor al Facebook-ului. Deci poate că oricine va posta la un moment dat, mai mult sau mai puțin. Și haideți să ne comportăm civilizat. V-ați făcut lănțișorul și acum vom face 5 ochiuri. Deci punem unghia să ne înțelegem. Punem unghia ca să ținem minte că acolo, de acolo încolo trebuie să facem 5 ochiuri de lanț. Da. 3 jeteuri. Și acolo unde am pus unghia, fac un picior cu 3 jeteuri. Easy. Adică ușor. Croșeta îi la mine de 2. Nu știu ce recomandă Alizee Diva pentru firul ăsta, nici nu mă interesează, eu lucrez cu 2. După care fac 2 ochiuri de lanț. Și voi sări una, două, trei, patru, un al cincilea, deci 1, 2, 3, 4, un al cincilea lucrez un picior mic. După care 2 ochiuri de lanț. Iau din nou 3 jeteuri, sar 5 ochiuri din bază, 1, 2, 3, 4, 5. Și voi face un picior cu 3 jeteuri, da? Că de-aia ne-am luat 3 jeteuri ca să lucrăm. Sper că mi-am luat 3 jeteuri, că nu mă mai întorc acolo. Bun. Și de aici încolo voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Iau din nou 3 jeteuri și unde am făcut primul picior, voi face încă un picior cu 3 jeteuri. Bun, o să iasă așa. Un V format din 2 picioare cu câte 3 jeteuri și cu câte 5 ochiuri de lanț între ele. Și voi continua cu 3 ochiuri de lanț, sar 1, 2, 3, 4, în al cincilea ochi de lanț fac un picior mic, 3 ochiuri de lanț și voi reface 1, 2, 3, 4, în al cincilea ochi de lanț din bază, un picior cu 3 jeteuri, dar trebuia să iau eu 3 jeteuri, am simțit pe mână că nu fac multe. 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și în același loc, tot aici, voi face încă un picior cu 3 jeteuri. 3 ochiuri de lanț,
Sar, una, două, trei, patru, în al cincilea lucrez, un picior mic, trei ochiuri de lanț. Da, până acum așa arată. Deci voi avea întotdeauna un V și un picior mic. Un V și un picior mic. Mai trebuie să țineți minte că ochiurile de lanț sunt câte 3, respectiv 5. Și ne vedem pe capăt. Bun, ce trebuie să știți în cazul în care încheiați rândul? Ori și cu ce ați încheia. De exemplu, dacă încheiați cu picior mic, vă orientați voi pe unde tică ultimele 5 ochiuri de lanț sau de nu vă faceți că aveți 5 ochiuri de lanț. Dacă încheiați cu picior mic, încheiați cu picior mic, nu e nicio tragedie. La mine, de exemplu, se încheie cu V, cum s-ar spune, și atunci și aici voi face în felul următor. Voi face așa. Voi face un picior cu 3 jeteuri. Dar de data asta voi face numai 2 ochiuri de lanț și încă un picior tot aici. Dar considerați că asta va fi ca un fel de margine. Da? După care ne întoarcem cu 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucru. Și aici, deci dacă am încheiat cu V, voi face V unde am piciorul mic. Și în mijlocul V-ului voi face picior mic. Deci se mută modelul. Și am făcut cele 3 ochiuri de lanț. Un prim picior cu 3 jeteuri în piciorul ăla mic din rândul anterior. 5 ochiuri de lanț. Refac următorul picior cu 3 jeteuri. Da? 3 ochiuri de lanț. Și ajungem la jeteul din rândul anterior, unde pur și simplu, ca să nu agresez materialul, voi, ați văzut, am luat pe aici cu totul. Nu m-am băgat pe centru, că lasă că o să se regleze materialul după ce îl trageți voi în toate direcțiile. 3 ochiuri de lanț, cu piciorul mic, da? 3 ochiuri de lanț. Și continui să fac, unde am piciorul mic, V-ul. Adică un picior cu 3 jeteuri, 5 ochiuri de lanț și din nou un picior cu 3 jeteuri, 3 ochiuri de lanț și la următorul V, din rândul anterior, am luat cu picior mic. Tocmai ca să nu stresez materialul, să nu stresez ața. Și o să se regleze automat tensiunile, orice le-ați avea în material. Bun, ne vedem în capăt de rând, imediat. Minte că aici, în capăt, am început practic cu un V. Aici am cele 3 ochiuri de lanț și mă bag cu picior mic în V-ul ăla de margine. După care voi face 5 ochiuri de lanț, care o să țin în loc de picior și niște ochiuri de lanț acolo, întoarcem materialul și refacem V-ul, bineînțeles, adică jumătatea cealaltă, ce-o mai rămas. Să nu picați în capcana să faceți măgăripa și pe margine, că aici o să se înmulțească sau să se scadă dacă nu sunteți atenți. Deci, practic, aici e V-ul de margine, am făcut cele 3 ochiuri de lanț și în următorul V, din rândul anterior, voi face picior mic și 3 ochiuri de lanț. Și am ajuns la punctul ăla mic, la piciorul mic și refac V-ul. No, nu e mare filozofie, vă rog frumos să vă uitați când intrați pe canal, o să intre numai cele mai populare clipuri. Vă rog frumos, dacă vă interesează anume un subiect, de exemplu, perdele croșetate, vă băgați în listă și le vedeți pe toate. Cu timpul o să se mai adauge, deocamdată asta plănuiesc să fie măcar 10 modele. Voi vă uitați, vă alegeți ce vă place, puteți să le combinați, de ce nu. Dar eu, dacă acum nu am nevoie de față de masă, am făcut numai niște mostre și o să combin eu mostrele alea în altceva.
De-aia nici nu mă disper să fac mai mult de o pălmuță, ceva de genul. Apropo de monstre, eu n-o să vă fac monstre pe mărim și asta, vă calculați voi. Cu ce, vedeți ce material aveți voi. Nu vă fie leane, că dacă vi leane, dacă vi leane să vă faceți monstra pe materialul vostru, mă înțelegeți? Am, nu, eu nu vreau să fiu rea, dar dacă vi leane să faceți monstru pe materialul vostru, o să vă fie leane să faceți și perdeaua. Cu cât o perdeaua e mai mult de lucru decât o față de masă. Știți, nu? Ați văzut cât s-a lucrat pe alea de 119 rânduri, d-apoi la o perdea croșetată. Nu. Bine, dar haideți că am bătut mult din gură astăzi și vreau să fac mostra, să încarc miniatura și să mai lucrez și altceva. Până ne vedem, să aveți spor bun!